Marina Almășan a făcut noi dezvăluiri despre Victor Socaciu. Cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste, al cărui rod este Victoraș, fiul lor. Din păcate, finalul a fost unul cu un scandal, ajungându-se la procese. Sunt într-un moment dificil al familiei noastre, am un copil care suferă foarte mult în aceste momente. O importantă felie din viața mea a fost răscolită în aceste zile, nici gând să mă apuc acum să fac războaie, eu am durerile mele. Sunt foarte multe de spus, copilul meu a fost acuzat foarte mult, mai ales acum în aceste zile, că nu și-a văzut tatăl atâta timp și că a dispărut acum din neant. Sunt lucruri pe care le-aș fi vrut lămurite, pentru că n-aș vrea ca oamenii care l-au prețuit pe Victor Socaciu să rămână cu impresii induse de niște persoane răuvoitoare. Le știu și nu vreau acum să intru în război cu ele. Am tot timpul din lume după ce își va începe fostul meu soț somnul, în locul în care a ales să rămână pentru veșnicie. Deocamdată încerc să fiu aproape fiului meu, care trece prin momente grele și care se află acum la cornu. A intrat în casa în care a copilărit, a stat la căpătâiul tatălui său, mi-a trimis chiar niște fotografii impresionante de acolo, după care a trebuit să se ducă la hotel, a declarat Marina Almășan. Am stat foarte mult în cumpănă, dacă să particip sau nu la mormântare, pentru că sufletul meu e împărțit în două, jumătate ar fi vrut să fie acolo, pentru că, repet, Victor a fost omul pe care l-am iubit foarte mult și trag după mine această neînțelegere a finalului atât de tragic și neașteptat al căsniciei noastre. Cealaltă jumătate mi-a spus că nu e locul meu acolo, pentru că este familia lui actuală care are dreptul să-și plângă omul. Eu am observat la privechi că soția lui actuală, în momentul în care am apărut acolo, a dispărut total cât am stat eu lângă Victor, jumătate de oră. O înțeleg, e firesc, eu aș fi avut același sentiment al vinovăției față de o familie pe care am spulberat-o cândva. Mie îmi pare rău de moartea atât de rapidă a lui Victor, pentru că sunt sigur că el ar mai fi putut trăi. 68 de ani nu este o vârstă să pleci din această lume, numai că, din păcate, nu a avut chiar grijă de el așa cum ar fi meritat și nu e o acuzație, e o părere. Eu i-am urmărit activitatea și am fost șocată că un om care avea condiția lui, el era un om suferind încă de acum 10 ani când s-a despărțit de mine. Era un om de care trebuia să se aibă grijă, ca de un ou de aur, cum se spune. L-am văzut chinuit prin turnee, l-am văzut acum în plină pandemie chinuit la un festival. Sunt sigură că el și-a dorit acest lucru și că nu a fost forțat să o facă, dar cineva trebuia să-l oprească, el n-avea nevoie să se expună, a mai declarat prezentatoarea TV. Dacă vreți să vedeți mai multe imagini, vă puteți abona la canal pentru a vedea când apar clipuri noi.